colegi, îmi pare bine să vă găsesc la ședința din data de 30.01.2020. Să o las pe doamna secretar să prezinte avizile. Da, da. Deci avem avize de la toate comisiile și toate sunt favorabile, n-am găsit amendamente. La ce se reverbale? La urma ședință? Sunt de ordine. Deci nu știu după aceea. Suntem prezenți. Domnul Mântanu nu este. A lăsat cereri în ieri. Are și probleme de sănătate. Și nu poate să participe la ședința de astăzi. Deci suntem 13. Avem formul necesar pentru adoptarea tuturor proiectelor de ordinea de zi. Aș vrea să vă supun aprobării în ordinea de zi. Următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Măgura Bacău. A unui bundă excavator și accesori, inițiativ primar Costa Șerbă. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familii beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020, inițiativ primar Costa Șerbă. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesiunii contractului de cesionare numărul 3 din 17.06.2006, inițiativ primar Costa Șerbă. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces în favoarea SECE ORE în România S.A. pe proprietatea publică a OATE Măgura pentru lucrările care constau în instalarea de cablu optic pe o lungime de 34 de 188 metri, în care domeniul public al Comunei Măgura lungimea totală este de 33.901 metri, inițiator primar Costa Șerbă. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SECE Ecosud S.A. și aprobarea actului acțional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018, inițiator primar Costel Șerbătin. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza UAT Comuna Măgura, județ Bacău pentru anul 2020-2021, inițiator primar Costel Șerbătin. Și discuții și interpelări. Cine este pentru ordinea de zi? Da, în unanimitate. 13 pentru și avem... Avem două proiecte suplimentare pe ordinea de zi. Da, alegerea președintelui de ședință. Alegerea președintelui de ședință. Și... Așa, da. Da. Și proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării obiectivului de investiție lucrări în prima urgență de reabilitare de drumuri din Comuna Măgura, județ Bacău, cu finanțare din fonduri CNI, din Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social în baza OG 25/2001. Cine este pentru? Să spune în ordine de zi. Discuții, vă rog. Dacă vreți. Discuții, spune. Vă rog. Să da. Ieri, la ora 4, am avut ședință de comisie și n-am avut, cum a zis doamna Măgura și doamna secretară, și era un singur proiect suplimentar legat de alegerea președintelui de ședință. Astăzi și-am întrebat, mai este la ședință? Acum am venit aici, unde s-a pus asta pe sub nas, acest proiect. De ce? Dați voie? Vă rog. Deci nu asta aici, la referatul de aprobare, spuneți că subsemnatul Costa Șerdache și nu știu ce, adrese numărul 1-12242 din 3-12-2019. Adică dumneavoastră aveți adresa din 3-12-2019. Da. Și acum puneți să dați suplimentare. Adică care este caracterul? De ce? Dacă tot o stat atâta, deci nu l-ați băgat? Asta e în altul, o să vă spun? Vă referiți la adresa din 3-12-2019, prin care CNI unii face cunoscut. Avem aprobat pentru finanțare o serie de drumuri din Comuna Măgura. La data respectivă, noi nu aveam finalizate documentații topografice. N-aveam ce să vă pun dumneavoastră la dispoziție, pentru că nu aveam nici măcar datele concrete. Și lungim, ci suprafețe, ci lucrăm. Am înțeles. Și dacă e drept topografic, au venit ieri la ora 5, că ieri la 4, la 5 am fost aici. Nu, așteptați un pic să vă explic. Până la aștept. Da? Pentru depunerea PCNI, pentru că este iminentă depunerea PCNI, toate dosarele astea trebuie să intri în CTE, da? De-acolo. Este nevoie și de hotărâri de genul ăsta, de aprobare a oportunității, da? Înțeles. Așa. Dar unde este problema la dumneavoastră? Și nu-i legă. Și mă întâlnit astăzi de la
Ce se trebuie? Mail-ul, că ne trebuie și așa de hotărâre a venit astăzi. Unde este mail-ul nu este acolo, că nu poți să treci poate prin mail, prin... Niciun alt interes decât să mișcăm cu să facem ce dar mi-aș fi dorit să o avem la vreme și să o punem pe ordinea de zi, că nu avem nimic de ascuns. Despre asta vorbesc. Este în interesul și scopul nostru să facem ceva. Acum, vreți să o lăsăm să mai facem o ședință extraordinară? Nu, vreau să punem chiar mai repede. Când o vine și pe ea 12. Nu, n-ați înțeles. După ce am cunoscut că avem sume aprobate, nu sunt aprobate. Kilometri, drumuri, distanțe, exact. De care noi trebuia să le identificăm clar și să le intabulăm. Nu se primește documentația CNI fără intabularea drumurilor. Ori vreau să știți că am avut ien zeci de suprapune, pe care ne-am finalizat cu unii cât oameni, prin ei. Ei au venit la lucrurile de acord și am să vocesc. Da. Nu mai trebuie la referat de aprobare. Tu asta trebuie să scrie și că caracterul de urgență. Ieri la ora 4, a fost aici și poate trebuie mai explicit adresa, să spun exact ce prevede adresa. Adresa prin care se comunică. Da, aici poate să pare. Adică, de un sfat. Are dreptate și colegul nostru la ală, însă cred că e un proiect benefic pentru noi. Corect. Pentru că, și cred că ar trebui, propunerea mea ar fi să votăm, să meargă și corect. Cine este pentru? La 13 pentru suplimentare și mai avem proces de poate la domnul Bucurescu cu raportul lui care raportul l-a transmis pe mail, l-ați văzut. Da. Dacă e ori să la diverse. Pe el, da, o să fie la diverse. proces verbal? 3 sunt. La care știți? Luăm de la capăt. 28 ori și proces verbal din data de 28 ori. 11 discuții. Cine este pentru? Abțineri? O abținere? Nu, nu. Pentru unanimitate. Nu, nu. Abțineri. Eu mă abțin. Eu mă abțin că n-am fost. 16-a, 12-a, de la extraordinară, unde s-a finalizat cu niciun proiect de hotărâre. Cine este pentru? Eu mă abțin că n-am fost prezent. Deci 16-a, 12-a, 2019. Deci cine este pentru? Cine este pentru la 16-a, 12-a? Care au fost la 16-a. Care au fost? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 pentru și restul de până la 13, 6 abține, da? Mă vezi. Domnul Chelar, parcă ați fost. Cine nu a fost? Eu n-am fost. Am scris. Da. Domnul Trăistaru, domnul Chitic, domnul Niță. Și următorul proces verbal este la ședința ordinară din 20-a, 12-a, 2019. Vreți să discuții? Vă rog frumos. Deci, voi contesta acest proces pentru că aici scrie, filmarea ședinței se face parte integrantă din prezentul proces verbal. La un moment dat, când vorbea colegul meu, domnul Trăistaru, domnul primar a făcut operatorului să nu mai filmeze și s-a întrerupt filmarea și se vede pe filmare că dumneavoastră n-ați încheiat ședință. Aici scrie aici că ședința a fost ca și cum dumneavoastră ați încheiat ședință, dar dumneavoastră n-ați spus că declar această ședință. Asta e ultimul aspect. Al doilea aspect, nu cred că este nu este corect când un coleg de-al nostru a adus niște acuze și niște domnului primar, nu știe să facă domnul primar semn, domnule, închide ședință.
Deci, filmările sunt plătite din banii Consiliului Local și chiar dacă nu erau parte plătite din banii Consiliului Local, filmarea face parte de deci, face parte din ședință. Și nu cred că ați scris aici că ne mai fac discuții să încheie lucrurile de ședință. Discuții au fost și colegul meu a fost întrerupt în timpul așa și iar... Asta înseamnă că ședința nu s-a încheiat niciodată până azi, dacă nu s-a încheiat. Nu, nu. E normal, o ședință s-a încheiat? Nu, când a declarat președinte de ședință. Păi v-ați ridicat și toată lumea. Nu, nu s-a ridicat toată lumea. Da, probabil asta nu este prins pe filmare. Deci președintele când a închis ședința, nu? Da. Nu s-a continuat, zic și eu. De asta să ne consiliere, avem dreptul la... Domnul Chelaru? Da, vreau să le spun domnului Talal, că adevăr așa este, dar domnul Cristar nu avea nicio treabă și discuta dumnealui cu ședința. Era la diversie. Nu avea nicio treabă cu ședința. Cu ordinea de zi mai exact. Da, cu ordinea, cu diversele, cu legătura comună. O să putem să filmăm acum toate bălăcările dintre noi. Că nu e ok, că nu trebuie să suporte lumea circul din Consiliul Local Mărturi. Domnule președinte, v-aș ruga să țineți ședința în mână, să trecem la ordinea de zi. Corect. Să nu pierdem timpul, că avem probleme importante. Domnul Cristar, mai mult decât atât, mai îndreptățit la domnul Cristar să fac obiecția asta, nu știu cum ați spus. Corect. Eu i-am văzut asta. Da. Cine este pentru ce să faci obiecții dreptul domnului? Nu, nu fac obiecții dreptul domnului. Hai să dată, haideți să încheiem discuția. Cei care avem dreptul de a vota cum credem noi. Cine este pentru proces verbal? Abținere? Abținere. Împotrivă? O abținere și un împotrivă. O abținere, domnul Cristar. Și împotrivă, domnul Cristar. Trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Mărurea de Spătău, a unui grup de excavatori și accesorii inițiatori cu Marco Trășurda. Vreau să salut această realizare. În sfârșit vedem... Vreau să facem unde modal, am dat bun. Bun, domnul. Bun, domnul. Bun, domnul. În sfârșit vedem bunul excavatorul în curte. E o realizare pentru Comuna Mărurea. E un utilaj, primul utilaj pe care îl avem ca și utilaj de, pe care putem să-l folosim pentru gospodărie comunală. Și felicitări, domnul primar. Domnul Chitic, aveți cuvântul? Stimați colegi, cred că nu se supără nimeni pe mine dacă vreau să o felicit în primul rând de doamna secretară, care a pășit cu dreptul cu acest proiect, cu sprijinul primarului, al nostru, al tuturor. Și sper din toată inima să nu mai ne trezim care mai de care să facem tabele de semnături că suntem de acord cu lucrările de la Moldova. Acum? Am făcut da, imediat vă explic. Ca urmare a licenții de la gaz s-au găsit câțiva tovarăși de la noi din Consiliu să meargă pe la forțele oamenilor să semneze pentru gaz metan. Sper să nu fac același lucru și pentru Moldova. Mulțumesc, domnul președinte. Și cere fără știința mea. Nu știu cum a avut prima dată, dacă s-a întâmplat așa ceva, chiar nu cunosc. Am spus, iată, eu am încheiat. Domnul Berușcă? După aia, domnul. Dar vreau doar să spun, să amintesc faptul că am purtat discuție și cu domnul primar și cu doamna secretară. De fapt, este primul nostru proiect din Comuna Mărurea pe fonduri europene încheiat. Finalizat, nu? Finalizat. Este primul proiect pe fonduri europene finalizat în Comuna Mărurea. Eu e un început, un pas înainte. Da, da. Trebuie și da. Și dacă îmi dai voie să spun și eu două cuvinte, nu prea mult. După aia o să creadă cineva cum mă laud și nu vreau să mă laud. Trebuie și pe aia noastră la lucrurile, cum înțeles că împreună a făcut lucrurile astea. Fiecare pe segmentul lui și pe palierul lui de activitate trebuie să specific, este, cum să vă zic eu, munca celor care s-au implicat drăguiește evidențiată și trebuie felicitat, recunoscut. Într-adevăr, doamna secretară a avut un aport mare la debutul acestui proiect și la depunerea efectivă pentru finanțare, lucru pentru care și mulțumim. Și să ne ajungem continuare și la celălalt proiect.
Da, nu, eu fac parte din categoria primarilor care încearcă să-și aroge sau să-și, să-și ia toate meritele din toate reușitele pe care, pe care le are într-un mandat, să zic așa. Eu m-am luptat întotdeauna să am aproape oameni cu care să fac lucrurile astea. Și cărora să-și le recunosc meritele, pentru că nu poți face pixelul. Astea îți povești. Eu am făcut, eu am vrut să asta, nu cred că sunt din domeniul trecutului și sper în continuare să avem o sprijină din partea dumneavoastră. De fapt, să știi că și bine PNL este foarte implicată, cu o experiență care nu se dă înlături să-și pune experiența la îndemână pentru reușita acestor proiecte. Mulțumim, doamnă secretar. Nu, deci pentru ce trebuie să spui și eu să mergem pe el, dar nu am fost chemat și reușit singură. Sunt colegi și în special un coleg, nu-l nominalizez, care a stat de multe ori cu mine la program, pentru la 9 seara și m-a ajutat. Nu pot să faci singur toate lucrurile astea. Să sperăm că vom avea puterea cu toții și înțelepciunea să facem cât mai multe. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să mă refer, subscriu la toate cuvintele frumoase care le-au spus colegii mei și îl rog pe domnul primar și cu tot aparatul de specialitate să angajăm cât mai repede un operator pe Buldon, mai ales că avem cuva pentru șanturi și să trecem la treabă, că avem nevoie. Mulțumesc. Domnul Talal. Și eu vreau să aduc felicitările în primul rând, doamne secretară, și tuturor celor care au venit cu secții, Bogdanul, care a deschis cu bunul era de când ai fost tu viceprimar. Și domnul viceprimar. Nu s-a zis nimeni. Am lăsat și era și în viitor. A durat cam mult, cam 4 ani, cam mult pentru așa, dar oricum, este bine bine. Important este bine. Deci niciodată nu-i prea târziu, deci da, spor la treabă și tot așa. Mulțumim. Cum a zis domnul Ciorcilă, s-a regăzat un lucru în care e luat să angajăm la SRM ca să-l lăsăm și primul la treabă. Cine este pentru proiect de hotărâre? Abține? Împotrivă? Unanimitate? Domnul Trestar, ați votat? Doamna, te ridic, treia să votez, pentru că stânga înseamnă că... Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familie beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020. Inițiator cum a fost așa tache. Așa sunt discuții, dar cum sunt? Cine este pentru? Am vrut să desez o întrebare, dar... Abține? Ultima vot anumită. Să adresez întrebarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea acțiunii... Domnul președinte, ok. Am să adresez o întrebare și am votat, dar totuși vreau să adresez acea întrebare. Legea 544, nu știu 544, legea 544, 544, mi-a rămas în cap 46. Câte persoane mai avem? Mulțumesc, domnul. Câte au fost? Nu. Avem 9 persoane. Deci are acte de muncă, doar o singură persoană. Celelalte semnele sunt niște doamne cu o vârstă peste 65 de ani, neputincioase, care nu putem ca să le folosim. Deci doar cu toată comuna, 9 persoane. Acte de muncă, cu doar 180 de ori de lună, un singur om. Și la Mona. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea acestui contract de concesionare numărul 3 din 17-6-2006. Discuții? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces în favoarea SC Orange România S.A. pe proprietatea publică a OAT Moldova pentru lucrările care constau în instalarea cablului optic pe o lungime de 34.188 metri, din care domeniul public al Comunei Măgurău, lungime totală este de 33.901. Discuții? Domnul Ciorcilă, domnul Rușcă și domnul Tău. Aici aș ruga colegii mei și domnul primar și doamna secretară să fiți de acord. Am mai importat discuția asta cu în legătură cu internetul. În amendament să cerem operatorilor de cablu să ne dea câteva rutări wireless, să le montăm în zone centrale ale comunii pentru internetul ar fi gratuit.
E discutată. Asta e discutată. Și ei au acceptat? Am acceptat că după ei... Și cred că am discutat și în luna decembrie, am mai avut o hotărâre, cred, ceva legat de ori. Așa, Tania m-a amintit că ne dă internet gratuit în zona școlilor și la terenul de sport. În, vă rog frumos și lasă-o cu totul. Și lasă-o cu totul, ca specificat. Un loc în zona școlilor. Un atât am avut de spus. Vă mulțumesc frumos. Domnule primar. Am observat că în proiectul de hotărâre avem, avem o zonă de 5.911 metri în care vor fi montați 153 de stâlpi noi. Întrebarea este, nu întrebarea, rugămintea față de dumneavoastră și de domnul viceprimar. Când se montează stâlpi noi, cu siguranță se va săpa, va fi pământ pus pe drumul public. Vă rog, să urmărească cineva, rugați, polițistul local, colegii de la serviciul de gospodărie comunală, nu știu, domnul viceprimar, când puteți. Puneți la muncă, nu de asta, eu zic și eu. E prins în... Nu, e foarte important. Nu, e prins în alte treburi. Deci, exact. Am înțeles, rugămintea este să nu pățim ca Sobodol când s-a tras rețeaua de gaz și a rămas drumul cum a rămas. Să-și facă treaba, urmăriți și ținuți de scurt. De acord cu dumneavoastră. De acord cu dumneavoastră. Acum trebuie să înțelegeți că unii șantieri de obicei nu mai iese 100% drumul. Doar dacă e asfalt și pune asfaltare. Mai vin trei, mai vin, știu că a fost un pic de deranj. Eu vă cred. Am mai venit și constructorul, am mai... Trebuie doar să pune impresionat. Dacă îi lăsăm în pace, după aia... Siguranță vor fi urmăriți ca să-și facă treaba așa cum trebuie. Eu zonă și în beneficiul nostru, este și în beneficiul nostru. Acoperă aproape toate gorurile pe care le avem între sate, le acoperă cu stâlpi. Pe care convenția făcută cu dumneavoastră este să folosim și noi stâlpii. Pentru infrastructură ușoară, zicem așa, e una public, ce mai credem noi că este necesar pentru noi? Foarte bine. Și e chiar o colaborare super frumoasă. Dar facem noi, ne-a costat nu știu câte miliarde. Nu vreau să vă spun că după ce am aprobat proiectul din Metalbac, a venit domnul Dragoș și domnul a numai stâlpi acolo, pe, pe zona Metalbac. Și dar avem noi ideea la niciun proiect. Și am dat așa, ideea de stâlpi acolo. Știți că? Asta e, până la urmă, nu vreau să bun, asta e tot, vă mulțumesc. Eu zic e benefic pentru comun, normal. E o sursă de informații, de acces la informații. Da, dar vă aveți mântă. Stimați colegi, domnului președinte, stimați doamna secretară și ascultătorul nostru, dacă vreți. Aș vrea să facem să adăugăm la acest proiect o propunere, un amendament, prin care chiar spunem că eu voi vota, dar cu acest amendament de care pe ei să spună câte puncte, adică să se obligăm datorii să fie de acord cu respecta, cu montarea, nu știu, patru puncte sau cum a fost discutat cu domnul primar. Adică nu, adică, spune-te, domnule. Permiteți? De punctul meu, rog. Deci, din discuția acolo, nu face acest drept de acces este reglementat de cultură legislație. Nu pot să adaug la legislație. Noi am discutat cu ei și se va face un contract pe care ne va da accesul gratuit chestia asta. Pentru că ei mai au nevoie de multe documente de la noi. Exact. Nu pot să-i condiționez în această hotărâre pentru că unul la legalitatea hotărârii. Iar eu nu semnez de legalitate dacă nu vă respect. Da. M-ați înțeles? Iar eu un operator... Și aduc un beneficiu nou. Exact. Da. Dar beneficiul e reciproc. Deci convenția oricum va fi parafată pentru că dumneavoastră nu mi-a singur internetul ăsta așa pe vorbi pentru că am vorbit eu cu dumneavoastră sau pentru că am fost și noi foarte, foarte operativ și le-am pus la dispoziție și terenul pe care facem o tărere. Trebuie să-și scoată și ei cumva cheltuiau asta, adică ne dăm o gratuit prin contractul pe care îl facem cu dumneavoastră, dar este evidențiat. În punctul cu care, care se dă internet gratuit pentru deci, eu acum votez fără aceste puncte. Vreau să mă asigur că nu după ce votăm și ne dăm accesul gratuit, după aia, studioane, n-avem... Dar exact ce vă spuneam, ați dat multe condiționate, pentru că dumneavoastră condiționează niște seamnă. Ei au interes și mă... Deci cadrul legal nu mă lasă să-l condiționez. Este o discuție bilaterală, ei colaborează cu
cu noi, mai au nevoie de documente, sunt la nivelul adică de certificat, certificat de urbanism, dar nu permite legea telecomunicațiilor și decizia autor. Da? Eu am studiat foarte bine. Deci ei au spus că las pentru beneficiu și sprijin și vom face un contract comercial, că asta le permite și lor politica firmei, pe care le dă nouă cu titlu gratuit pentru instituții publice. Domnul, vreți să răspund? Nu. Asta este prevăzut aici, noi vom avea și să fie așa. Eu aș ruga-o pe doamna secretară, chiar dacă mă înjură un pic, să ne aduc aminte, să ne readuc aminte, mai bine zis, ce, ce e la amendament și cum, care e procedura de, de amendare. De emitere. Bun. Haideți să mergem mai departe. Domnul Prestaru, mulțumesc. Se depune amendamentul scris, se votează deci, amendamentul și după aia proiectul. S-au mai făcut și amendamente, doamna secretară. Ceea ce normal că este ceva benefic pentru comună. Și mai ales că este interesul lor și este benefic pentru ei. A aduce la forma inițială terenul este tot datoria lor. Iar în certificatul de urbanism care se va emite, consider că trebuie să poată stipula că terenul se va aduce la forma inițială. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE-Cursu și aprobarea actului acționar numărul 2 la contractul 1078 pe 1087 de 16.4.2018. Vă rog frumos, haideți să vorbim numai când primiți cuvântul. Inițiator, primar Costrașov, da? Dar trebuie să facem o rectificare. Au revenit cei de la DIS din Cursu. A fost o greșeală de reflecție o redactare la articolul 1 primul punct. Prin transfer nu este 228,46 de lei pe tonă, este 208. S-a trecut un 2 în loc de 0, da? Deci, am revenit mai puțin, da? Cu 20 de lei pe tonă. E mai puțin, dar trebuie să facem precizarea. Am dat astăzi și documentul de la DIS prin care să facem reglementarea. Ce e foarte important, trebuie să vedem că toate aceste tarife care se vor plăti la ECOSUD includ taxa pentru economia circulată a celei 80 de lei pe tonă care se duc la stat, la fondul de mediu. Atât. Dacă sunt discuții, domn Talot? Da. Evident este cu cât facem sortarea legat. E o problemă, au creat un monopol și ești permis oricând, nu știu cine au votat ca primar, deci oricând să mărească, să pună la orice preț de care e vorbit. E costă de operatorul care operează groapa de gunoi. Am înțeles, știu. Problema este, haideți să un singur lucru ne stă în mână. Și anume, să sortăm gunoiul. Iar ca să-l sortăm, trebuie tot așa, popele, containere de gunoi, nu știu care și... Iar noi stăm foarte prost la capitolul ăsta. Pentru că vă rog, să mai faceți încă o dată solicitare către operatorul care somă sau unul. Așa se mai aducă. Deci numai așa putem să plătim mai puțin. În rest, nu putem face nimic. E bine cu prețul pe care îl vor iei. E singura chestie este că să reducem cantitatea de gunoi și să fie sortă. Atât. Trebuie la aia de plecă? Nu e de plecă, vreau să-i poate, nu-i poate. Spune-te, că e domn Berușcă, domn Nițe. Domn Berușcă? Am observat aici în proiectul de hotărâre că, de fapt, ECOSUD-ul a negociat un preț destul, ADIS-ul, de fapt. ADIS-ul a negociat pe ECOSUD-ul un preț destul de bun. Tot în față de alte județe din țară, sau localități din țară, avem cel mai mic preț pe deșeuri. Deși plătim mult, adevărat, la nivel de țară plătim cel mai puțin, să zic așa, Asta a zis. Al doilea lucru aș vrea să spun că
m-am plimbat prin județul Neamț și am observat cu o altă comună, au cumpărat ei cubene pentru oameni. Poate ajunge și noi în situația să cumpărăm cubene, să facem o comandă mai mare. Noi suntem în motor să vorbești, dar să vorbești adevărat de ceva vreme, de finalizarea licitației pe zona metropolitană, zic așa. Ei sunt obligați. Obligați, dar sunt chiar de stație. Adică durează de foarte multă vreme. Orice intervenție a procurorului la Soma, din spune de același răspuns. Dom'le, nu știm, mai ieșim, nu mai ieșim, investiția adevărată. Să faci investiții, să dai astăzi 1000 de guberni și peste o lună de zile finalizează licitația. Cam greu de crezut că cineva se implică într-o astfel de cheltuială. Așteptăm și noi. Poate să finalizează o dată și avem și noi dotări așa cum trebuie. Acum trebuie să pierdă distanță pentru fiecare gospodar, număr de guberni. Au spus că pare la vremea respectivă, când am fost mai vigilenți, să impun să ne doteze din prima, adică n-am aprobat contractul. Întreaga comună să fie dotată, fiecare gospodărie să fie dotată cu cuveri. Am încercat de-a lungul timpului și am reușit în mare parte să gestrăm așa, eu știu, comună. Acum, cred că trei sferturi din comună, din locuitorii comune, au primit cuveri. Mai sunt ceva deficiențe, dar domnul vice, dacă... Domnul Marinițe și după aia domnul vice, ați corect. Tot asta vreau să vă înființez, că sunt zone în care nu acoperă cuverile de zona de colectare. De-alul mare, am fost miercuri, am văzut cum se face când vine mașina, totul la grămadă. Deci nu au cuverile de colectare selectivă. Trebuie identificat un teren, trebuie amenajat. Adică să fie un țar ceva, ca să nu ajungă pe drum sau mai știu cum unde, prin proprietatea la lungă, aceste gunoaie. Vrem, dar dacă nu punem la dispoziție... Nu aș vrea să vă supăr cu dumneavoastră și pe locuitorii din dealul mare, dar atât au urat un țar de la dipeturi până au ajuns la anet aici, în dealul mare. Nu am făcut nicăieri pe drumul ăla. Nici la intersecții cu Ferrarilor, nici la deal, nici la vale, nici la biserică aproape aici, până la urmă, nu a fost nevoie să-l punem la chioșc la anet. Deși nu făcea mare rău și, eu știu, cu oamenii dezordonați, mai mult, cum ai lângă țarcul ăla, da? Cred că e benefic până la urmă. Trebuie că o soluție identificată în teren, în zonă, să fie la îndemnă la toată lumea. Am văzut oamenii mai tâlei lăsați pe drum, să duc totuși, care le dau conștiință, le-au venit pe el la șosea. Totuși, nu e în regulă. Îți ducem țarcul la loc acolo, într-adevăr, avem dotare cu pubele. Nu știu unde e situația asta. Avem tocmai sus la râpă, ca să zic așa. Avem acolo un țarc, ISPA, din 2007, cred, 2008, s-a văzut acolo. Păi, punem acolo pubele din astea. Nu e ideea. Să grădim acolo, dar să nu ajungă pe drum, nu avem probleme cu oamenii. Ne mulțumim, toată lumea, lumea nu vrea să ia puterea în fața porții. Haideți să vă informez și să știm ce vorbim. Tarifele modificate sunt la Ecosud. S-au negociat tarifele pentru tot gunoiul colectat. Când spune 208,46 de lei per tonă, se referă la preluarea deșeurilor pentru transfer. Când vorbește 347,47 lei, se referă la preluarea deșeurilor reciclabile pentru sortare. 0,01 per tonă se referă la deșeurile biodegradabile. Și așa mai departe, nu mai știți sigur așa. Vorbeam de cubere. Noi la ora asta suntem deficitari la capitolul cubere, la deșeu umed, la deșeu menajer. Nici nu a intrat în discuții alte cubere pentru ambalaje, pentru deșeuri de ambalaje, pentru deșeuri de hârtie, deșeuri de plastic, deșeuri de feroase și așa mai departe. Am mai întâlnit încă o situație care este destul de neplăcută, pentru că lucrez în mod direct cu treaba asta. Noi, atât cât am putut la cele 10 puncte de colectare unde avem recipienții pe care ne-au trimis Soma, am colectat și plastic, și carton, așa cum am putut noi. Aviz domnului Valentin, la blocuri. Când am cerut pentru tabelul pentru a trimite la la mediu situația cu cele
reciclate. Când m-am uitat, băi frate, dar eu am colectat deșeuri de carton și tu îmi dai zero. Și de 3 luni îți schimb mașina. Băi, dar și am sunat. Băi, ce faceți voi cu voi? M-ați înțeles ce vreau să spun? Deci eu colectez în baza asta atât și tot. Selectiv. Așa. Și când a fost ca să raportez. Vă da zero. Așa? El ne da zero. În altă ordine de idei, se întoarce pe altă parte și primesc o adresă de la Adis, în care îmi spun așa, Adisul. Vă spun, dacă sunteți atenți, să înțelegeți ceva. Pe 2019, total deșeuri în tone, așa, depozitate la Ecozut, sunt 1307,88 de tone. Din care s-a sortat. Deci acum vorbim ce s-a sortat, din ce am cărat noi, ei la Ecosud, sortează. Pentru asta a fost făcut Ecosudul. Când a fost făcut. Băi, frate, când se aduce aici, voi faceți linii de sortare. S-au sortat cartonul. Așa, deci la stație de sortare 13.040 tone, valorificare prin proiectare hârtiei carton 3,455 tone, materiale din plastic 2,55 tone, sticlă 1,62 tone, deci din ce s-a colectat la un loc, deșeul umed, când a ajuns la rampă, ei au sortat. Deci, despre astea vorbim. Iar ăsta la sortare, la sortarea lor, s-au practicat prețurile pe care le-a negociat Adisul cu Ecosud. Prețurile pe care le-am spus înainte. Dar noi nu se dăm în față, că am discutat cu domnul primar chiar ieri, domnule, ce facem cu banii, că se duce un volum de bani, despre pentru că noi este foarte mult, noi n-am scăzut, este foarte scump, pentru că au apărut ei cu prețurile lor la depozitare, selectare și transport și mai parte acolo, a, așa, plus colectarea la somă. Ei sunt cei care, v-am mai spus de atâtea ori, la ora asta ei au interes să care cât mai mult îți plătiți la tonă, a, așa, ăla la depozitare îi plătit tot la tonă, ăla are interes să adun cât mai mult, ăsta să-ți iau cât mai mult. Noi trebuie ca să insistăm acum să vedem, pentru că încă, ce vă spunea domnul primar, Soma este în procedură de licitație și din cauza că mai am făcut presiuni la ei. Dar nu putem să mergem așa la ei. Ceva trebuie să se întâmple, pentru că vom izbucnește cu voi într-un cuvânt. Nu se mai poate. Adică noi nu facem niciun pas. Ei nu investesc ca să ne dea, în mediu strigă pe noi, băi, selectiv, dar noi am măsuri cu nimeni. Iar noi nu știu dacă avem temeiul legal și baza legală prin care noi să ne putem cumpăra acele pubele, măcar încă o pubelă lângă deșeul umed, în care să pui cartonul și cu plasticul la un loc, stabilezi și măcar... Dar de ce să nu avem cursul? Nu știu. Se poate, domnule. Dar să nu pentru început... Pentru început, dacă vreți, ca să vă spun ce înseamnă pentru început, asta înseamnă că noi avem 2200 de... gospodării. Aproape 2300 de gospodării. Asta însemna un volum... Vedeți, bătrâni, e 120 de leu. Părătărea. 70. Eu știu că nu e... Adică nu trecem la prețul, nu vreau să muncesc cu asta. M-am expus punctul meu de vedere, deci vedeți până la așa. În județ, nu am o localitate, pot spune de asta. Acum, nu știu dacă nu cumva astfel de achiziții se fac pilotarea unui serviciu pe care îl luam la nivel de comună. Nu știu dacă poți să cumperi, să dai individual la persoană. Dar individual la persoană... Serviciul este tot diferit un operator mare. Nu este în primul nu știu să vă spun. Poți să aduc mai multe detalii. O gândesc că așa că e vorba de achiziții din bani publici. Nu știu dacă putem achiziții la persoană. Nici la salubritate, normal, din punct de vedere juridic, nu-i bine. Dați să vedem dacă te ne-am intrat. Mulțumesc, că am mai fi dispus mult. Domnul Tălău? Mulțumesc, că ai și cum ai văzut. Mulțumesc, domnul vicepreamă, nu știu că n-ați explicat. Eu vorbesc despre... Noi nu avem, deci noi nu avem bubele pentru gunoi umed. Adică Soma, chiar dacă nu câștigă licitație, este obligată să asigure această bubele pentru fiecare familie. Noi o parte din familie au și restul nu au. Eu nu vorbesc de acum, deși de ala de gunoiul ăla sortat, da? Ei sunt obligat, chiar dacă nu câștigă licitația, să ne asigure o bubele pentru gunoiul umed, adică la un loc. Dacă nu câștigă licitația, el nu mai face operator. Nu are loc. Dar el din asta câștigă, adică noi ne plătim. Și oamenii care
toți locuitorii comuni plătesc cu noi, da? Și atunci dacă plătesc cu noi, trebuie să ai plătesc. Vă spun. Domnul președinte. Nu numai cu noi au problemele astea. Aceste probleme comportă, eu nu sunt avocatul Soma, eu sunt avocatul primăria Măgura. Eu reprezint interesele comunei Măgura. Noi am făcut lobby pentru noi, dar ne-am lipsit de răspunsul ăsta. Până când nu se limpezești cu acte, să știu că eu îți fac serviciul de aici încolo, nu mai trebuie să investesc. Și au și dreptate. Nu știu, eu nu le dau dreptate, nu le dau dreptate în totalitate, dar să... Dumneavoastră ți-e serviciul pe care... Deci sunt obligate să se sage că nu câștigă licitația, iar ar trebui ca să-mi dea să-i cuvânt. Înțeles. Sunt obligate în faza asta. Dar dacă nu dăm, nu pot să-mi chem la soamnă să-i cuvânt. Președinte, sunt ea să-i Domnul Ciorcilă și încheiem, trecem la vot. Mulțumesc frumos, domnul președinte, pentru cuvânt. Din explicațiile proiectului de hotărâre și din cine a transmis domnul vice direct de la groapa de gunoi, și toată procedura, din punctul meu de vedere, da, direct la groapa de gunoi, că practic acolo să... Direct la groapa de gunoi. Singura soluție, eu văd pe noi să ne preocupe la nivel de comuna Măgura, să limităm cât mai mult ca să scădem cantitatea de gunoi. Adică dacă e să punem cap la cap toate treburile, putem face noi ceva în plus, adică să achiziționăm și cubele sau și containerii, ca să promotăm pe domeniul public și să adunăm cât mai multă hârtie, sticlă, jocuri. Aici e secretul. Asta, până în rest, până își fac ei licitații și aveți ei tot felul de infrastructură, noi stăm și plătim tot ce și mai mult. Da. Deci, părerea mea strictă pe acest proiect de hotărâre, dacă vreți să colectăm selectiv, se educă populația, tot cu acolo educare. Deci de acolo trebuie să plecăm, cel puțin ăsta punctul meu de vedere. Cine este pentru proiect de hotărâre? Abține? Domnul Talaț. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza UAT Comuna Măgura, județ Bacău, pe planul școlar 2020-2021. Discuții? Domnul Talaț. Întreb, așa că să fiu informat. Școala a început în septembrie, deci tocmai acum... La început de fiecare an. Pentru că e pentru următorul an școlar. Da. Mai vreți să mai întrebați ceva? Cine este pentru? Unanimitate. Discuții și interpelări și aș vrea să vă dau cuvântul nostru. Alegerea președintelui de ședință. Îmi propun cu domnul Citic. Domnul Niță? Îmi propun cu domnul Talon. Aveți? Mai este vreo posibilitate? Sunt două ori mai. Aha. Cine este pentru domnul Citic? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cine este domnul Talaș? Și cine este pentru domnul Talaș?
Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării obiectivului de investiție lucrări în primul urgență de reabilitare drumului din Comuna Măgura, județul Bacău, cu finanțare din fondul CNI din Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social în baza OG 25/2001. Discuții? Da. Domnul... Da. Eu ce să spun, decât să dea colegii mei, să fim cu toții de acord cu proiectul ăsta. Da. Ieri, pe, la ședința pe comisie, chiar m-am rugat pe domnul primar să-mi ofere această documentație cu privire la chestia asta, pentru că am auzit că oamenii din zona de acolo și m-au întrebat dacă cu adevărat se face pentru că n-am. Așa, și chiar am fost surprins plăcut, pentru că sunt drumuri pe care eu am dorit să fie asfaltate, dar, cum să zic, datorită impracticărilor cu mașina, pentru că acolo de fiecare dată când plouă, știi foarte bine, la mult ca Moș Constantin, vișilor, așa, nu se putea merge pe acolo cu mașina sau cu altceva. Și, încă o dată, felicitări pentru, pentru proiect, pentru că o să fie extraordinar pentru cei din Sohodor, Crihan, Dealul Mare și oamenii din zone, de acolo în special. Eu de părere că suntem în anul 2020 ar trebui să fie numai drumuri asfaltate, adică nu mai e... Și eu sunt de aceeași părere. Și ar trebui, da. Dar, din păcate, nu sunt. Domn Talal? Vreau să iei număr străzile pe care mai trebuie, dar nu. Și ieri am fost aici, din păcate n-am fost dintre cei fericiți care au acestea informații, cum este domnul... Păi eu am cerut domnul Talal, adică cerut și ți se va da, din bani și ți va zis. Am cerut de știați ceva. Adică eu n-am aflat de acest proiect, numai acum 5 minute înainte de ședință. Eu vă felicit că sunteți fericiți și aveți acces la informații. Am văzut că ați intrat ieri cu domnul primar acolo și ați discutat. Păi eram foarte de domnul primar să ne facă și pe noi fericiți, să ne informeze. Mulțumesc. Vă rog, faceți-ne și voi fericiți și să vă spuneți atunci. Vă fac fericit, în special pe dumneavoastră, dacă considerați că ne-ați fost informat la vreme, să știe despre finanțare de CNI. Știu și mărbia și din biserică, din biserică, din biserică, din biserică, din biserică, să știe despre ce e vorba, au mai fost discuții, doar că nu am avut, așa cum ați spus, ieri, dacă domnul Dumnezeu, averea finalizat cu documentațiile cadastrale pe toate zonele. Ce vor intra conform proiectului pe care l-am supus aprobării dumneavoastră astăzi, vor intra la asfaltare strada școlii din satul Crihan, strada Sohodor de la Ferestru la Dumitrașcu Constantin, strada Vâlcelii de la drumul județean, deci toată Vâlcica până la căminul cultural Sohodor, strada Vișinului de la stadion până la, la Nicușor Cojocaru la intersecție sus, pe toată lungimea lui, strada Nigelului, străzile astea, completările străzile astea paralele cu părul Unigel, strada Zefirului, strada Șipote, la zona Șipote, strada Arinilor, tot în zona respectivă, strada Învățător Nicoară și Victoria Uncescu, și strada Valea Măgurii, de la Ferenț până la Adam, la Adam Ghiță. Da, în lungime totală de 8255 de metri. De ce am urgentat astăzi cu proiectul de hotărâre? Este nevoie, într-adevăr, pentru depunere și de aprobarea acestei aprobarea oportunității și necesității implementării unui astfel de proiect în Comuna Măgura. Dar, de altfel, cred că este benefic pentru noi toți și nu cred că cineva are să supere cam. Am insistat astăzi să-l punem suplimentar pe ordine. Cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât ajungem la finalizare și cred eu că avem obligația asta față de cetățeni să ne străduim. Chiar dacă, așa, după cum vă spuneam, am părăzut un pic nota, să folosim timpul la maxim ca să ajungem la scopul pe care îl dorim. Mulțumesc. Domnul Valeniță? Da, e foarte bine. Proiectul... Vreau să vă întreb de o scrie lucrări de extindere a rețelei de gaz. Și dacă s-a descris în asfaltare, sau în învățătorul ce spune de acum. Da.
mă gândesc să fie din lucrări de extindere, să fie Eu așa preconizez, după cum stăm cu documentația la extindere de gaze, la sfârșitul lunii martie să ne apucăm de extindere pe zonele astea. Am avea strada Manului, care e prins în proiectul, care este deja în derulare, strada școlii nu influențează nici într-un fel, și pe dealul mare să urgentăm un pic ca să putem pune și asfaltare. Între timp o să deruleze toate la Vicenii, fazele Vicetei, Dariu pe care îl ducem deja la București, urmează după aia PTH-ul și, bineînțeles, perioada de licitație. Eu zic că prin vară, cel târziu, ar trebui să ne apucăm de asfaltare. Da, doar 10 străzi, am văzut că de prin urgență, poate reușim măcar și unele arterii mai circulate și mai utilizate. Exact. Da, nu toate străzile beneficiază de astfel de intervenții, da, străzi principale, care e principala asta de finanțare sistemic, program național așa, interes public, uitați-vă, lucrări în primă urgență de reabilitare. Vorbim doar de străzile care sunt frecvent erodate de ploi, de inundații, da, avem un raport al serviciului de situații din urgență. Da, aici și sub Bacău și cu ce am predat de-a lungul anilor s-a făcut o sinteză. Sunt notanei fundamentare să văd și adaptăță exact. Care sunt influențele asupra drumurilor în timp? Aveți un lucru de aceste porțiuni. Deci s-a făcut o întreagă documentație aici la noi la primărie. Lucrea și doamna Ilaș foarte mult la documentația asta. Exact cum vă spuneam. Oamenii care au lucrat și care și-au dat interesul, au și rezultate. În urma raportului ISU, a solicitărilor voastre de la nivel de comun, am fost acceptat și lista sinteza ministrului dezvoltării. Suntem acceptați de mult. Doar că am stat în locație situația asta pe care nu m-am gândit. Nu m-am gândit că s-am astfel de probleme. Discutam cu colegul meu de la Pârjol, care are în locul 11 km deja e mult mai avansat, dar nu avea nicio problemă cu suprapunerile. Am avut 28 de suprapuneri. Deci nu vreau să vă spun pe ce am trebuit în perioada asta, cu vizite în teren de la OCBI, cu și din poartă în poartă, cu declarații de la oameni, ca să putem ajunge în faza asta să ne punem și noi. Domnul Dărușcă? Aș vrea să-i adresez domnului primar o întrebare, deși cred că știu răspunsul. Trebuie să spun că nu e vorba doar de asfaltare, este vorba și de poteții, rigole și toate astea, nu? Da. Bun. Și o întrebare, după cât e, cred, licitația în sine, o ține Compania Națională de Investiții, da. Ține Primăria Măgura. Da. Acum, ca să înțeleagă că nu stă neapărat la noi. Noi facem ce putem, ca și Consiliul, ca și Primăria. Deci este foarte important. Ce dorește Compania Națională de Investiții? Ori fac ei toate lucrările astea, DALI, PTH, toate, dar durează, vă dați seama, câte solicitări sunt acolo, ori mișcăm noi. Adică să ne mișcăm în timp optim, le facem noi, le punem la dispoziție și ei ne facem la lucrație. Important este că suntem prinși pe lista sinteză. Suntem prinși pe lista sinteză, avem alocat, eu știu, cantitatea de lucrări pe kilometri. Să știe în valoarea, da. Și atunci urmează ca noi să mișcărăm de spune la dispoziție documentația ca dumneavoastră să procedeze. Să treacă la, da, să treacă la procedurile de licitație. Asta cum vor ajunge să facă. Domnul Dăscălescu? Chiar dacă ne-a fost băgat sub masă în plana cineva de colegii noștri, de mine nu m-a deranjat personal proiectul din contul că și statul primar. Mi-a dorit cât mai multe proiecte de acest el să ne fie băgat de sub masă, nu se supă, nu mă garantez. Și la gândul părintele meu, ce-o cerea să votez acest proiect. Mai ales că sunt problemele arătate din situațiile de urgență și întâmplate în decursul timpului. Mai mult decât atât, noi trebuie ca să avem, înainte de a ne apuca să facem, să plătim studii de fezabilitate până la proiectare, nu putem veni să propunem lucrurile astea atâta timp cât nu știm situația bugetului,
nu știm situația în cine va rămâne la guvernare, pentru că este foarte important. Iar, da, pentru că PNL-ul are ministrul ăla scară, scândură, brindă, care avar nu are pe ce lume trăiește. Și atunci, eu consider că nu cred că este prioritar înainte de a face lucrările cele care sunt în derulare. Mă refer, drumul. În, deci noi nu avem încă bani pentru drumul din Răzășei, în totalitate. Nu avem, trebuie să începem cu cotonul, care este o porțiune foarte mică. Este proiect din 2008. Dar nu avem bani. Dar nu sunt bani. Dar noi vrem ca să cheltuim bani. Pentru studii de dacă noi vrem, dacă noi nu avem bani pentru proiectele pe care le avem în derulare. Întâi, eu așa am făcut. Întâi am susținut proiectele în derulare, iar următorul pas au fost celelalte proiecte. Deci trebuie să gândim foarte bine. Stimați colegi, nu știu, comuna asta a fost condusă 8 ani de zile. Eu credeam până acum că a fost condusă bine. Dacă e să refuzăm și să nu prioritizăm 8 km jumătate aproape de asfalt, finanțat de o companie națională, eu cred că stăm degeaba la masa asta, domnule Tristan. Vă mulțumesc frumos. Spuneți, domnule. Probabil, bun, mulțumesc, domnule președinte. Unii colegi nu înțeleg de ce am fost, și mai repet o dată, de ce am reproșat că a fost pus de subnație. Pentru că era adresa aia din data de 19 decembrie 2019 și era o chestie de cine a fost mai repede, domnul Dăscăciu. De asta am spus. Nu am spus să... Nu am spus. Să le aprobăm doar ca să ne aflăm în teatru. Mai ales că sunt suplimentare pe energie. E clar, este clar urgența. Eu zic că am fost destul de explicit și toată lumea a înțeles. Domnul Dăscărescu și domnul... Vreau să spun la faptul că la aceste reprezentare de hotărâri nu mai avea rost. O să discuții, da? Și așa mai departe. Domnul viceprimar? Stimați colegi, în ultimul minut ce vreau să vă spun. Fiți cerebrali. Luați volumul de materiale care vi se dă spre studiu și vedeți cât timp vă ia ca să-l studiați și analizați-i pe cei care le-au făcut. Și după aceea cereți niște lucruri de muscule. Lipsă de importanță. Deci, îți dă un volum de material, ca să ți-l dai ca să-l studiezi, la ce vrei, la ce trebuie să aprobăm noi aici, și după aceea ne legăm de niște lucruri care n-au niciun sens când au fost, cu orice nu știu cum. Iar noi nu studiem nici ne se dă. Dar să ne faci toate materialele astea și să fie în baza unui de mine cap și să corespundă și cerințelor noastre și alegi. Mulțumesc. Cine este pentru proiect de hotărâre? Abține? Împotrivă? Domnul Tristanu? Pentru? L-am plecat două mâini. Dar nu, că mai devreme erați împotriva proiectului. Compania Națională de Drumuri investesc bani asfaltul? În asfalt. Compania Națională de Drumuri. Compania, ei fac și studii de fezabilitate sau... Nu, nu le facem noi. Asta ce spuneam noi. Deci vă spun, domnul viceprimar știe să, că avem mărinie erotică acum noi cât vorbim la telefon, că problema acolo o să fie asfaltul făcut. Dacă nu se face ceva și cu ramura care urcă spre fierarului, viitura care vine de acolo o să face drum asfalt degeaba.
se va întâmpla ca din pace că se urcă între vii, că nu o spălați și l-ați spălat. La fel se va întâmpla, bănuiesc acolo măcar bucățica aia, de la fântână până la colț. Primăria să facă drum cu aici, nu investiți cu rigolă cu ceva, că altfel va fi banii aruncați pe fereastră. Așa, una, despre gazul metan. Am văzut că e trecută tot în asfaltare. Aș vrea să aflu și eu, ca cetățean, să fiu sigur și eu. Facebook-ul ăsta funcționează, primăria oficial funcționează, domnul Pierușcă funcționează. Anul trecut au venit sărbătorile de Crăciun. Bucurie mare, s-a aprobat Sobodorul, Trihanul, Dealul Mare, gaz metan. Toată lumea fericită. Acum l-am văzut pe domnul Berușcă, Sobodor și Criga, Dealul Mare dispărut. Dacă ați spus și voi, domnul Morar, o clipă. Ați sesizat bine, a fost o eroare de-a mea, în loc să scriu Dealul Mare, am scris Sobodor. Dar am corectat-o. Sobodorul e făcut integral. Eu am corectat-o. Haideți spuneți. M-ar interesa, sau cum putem afla efectiv cetățenii din zonă? Să știm și noi, într-adevăr, că se circulă niște zvonuri. Se circulă zvonul că se va trage gaz metan în Dealul Mare, doar magistrala sus, principal până sus și atât. Strada Ferarului și ceva în partea asta, la altă care se trebuie 20 ceva de case și acolo. Nu știu, stăm, întrebăm unii pe alții, am auzit de liste, putic la noi nu s-au făcut, poate ne apucă de făcut o listă de acum acolo. Așa, fac tabele. Acum chiar vă zic, cine a făcut listă? Cine știe, domnule? Vreau informare și nu știe exact. Asta ar fi una. Și cu privire la noi, selectiv, la domnul viceprimar, dacă primăria Măgura își face un centru de colectare, noi atunci putem scăpa de niște bani de la ăștia, de la Soma sau cum ei mai cheamă, să nu le mai dăm atâția bani, să le facem noi un centru de colectare, direct pe... Eu acasă, dacă vedeți și acum la mine, mergem în spate să vă arăt pe terasă, saci cum colectez gunoi. Și îl duc în oraș singur. Pet pe albastru, pet pe alb, așa m-am învățat. Nu-l pun la tomberon când am decât cum. Oricum n-am cum să-l dau, iar gunoi când vine, ia mai rămas. Să faci, s-ar strânge poate niște bani, carton, care se folosește tot pentru primărie. Un centru de colectare, o suprafață, un teren betonat, o mică clădire. Vine lumea și-l aduce aici, decât să mă duc tocmai în oraș, tocmai în Șerbănesc, să duc la firmă care se ocupă cu așa ceva, ca să-mi dea 2-3 lei. Nu e vorba de 2-3 lei. E vorba că eu îl duc ca să n-am probleme, n-am discuții. Primăria, dacă ar aduna la cât sărași sunt, că văd că numai 9 avem asistat social, asta e bine, să avem bogați toți, mulți în toți, așa, poate vine și aduce un fier vechi, un carton, banii să-i folosim la primărie aici. Să ne ajută să le demonstrăm că noi strângem selectiv, nu vă mai dau vouă atâția bani, că sunt tot banii noștri. Cantitățile astea din bunoi selectiv, tot la Soma trebuie să le plătăm, dar ține foarte mult. Dar de ce nu poate primăria să facă direct contract cu firme care se ocupă cu așa ceva? Francac cumpără carton, sunt mai sunt firme noroace. Cumpără petru, cumpără... Și cine le-a dat? Putem? Cine le-a dat? Sunt centri care colectează și stă marcul omului, plumba tot. Vă dau și societăți când știu că... Adică am persoane care lucrează. Domnul propune să înființăm centri. Da. Ca să văd că toată lumea poate să cumpere cu bere acum, îți zici niște bani aruncați pentru că Soma vine și-a la grămă. Deci chiar... Eu aici e o soluție din mijloc. Dar asta sunt două mari probleme care, dacă tot am mai spus aici, prima oară, la ședință. Asta m-ar interesa. Asta a fost o sugestie, dacă se poate mai așa. Gazul metan mă interesează direct. Să vă și luăm exact cum stă situația cu gazul metan. Și foarte bine că ați venit. Lămurim odată pentru totdeauna toată situația asta. Suntem foarte avansați. Într-adevăr, în luna decembrie, pe 18, am primit avizul de la Ministerul Energiei, adică licența de extindere a sistemului de distribuție a gazelor în cele două sate, care nu aveau licență până acum. Este foarte greu, nu ai licență, nu se discută nici măcar de o lucrare de un metru de conductă pe teritoriul satelor respectiv. Pentru Crihan și Dealul Mare. De data de 18 avem licență. Avem proiectarea finalizată, avem toate avizele. Eu, după părerea mea, la sfârșitul lunii martie, ne apucăm de treabă. Ne apucăm să intrăm la execuție. Am depus proiectul de finanțare la București. Să vedem dacă primim bani de acolo. Dacă nu, cred că colegii mei vor fi, colegii noștri vor fi de acord. Să începem cu mănuții noștri. Și mai așteptăm o veșnicie. Discutăm mai multe variante. Babi puim, babi
pe fonduri guvernamentale, adică pe fonduri europene, ca să pornim de la, să fie momentul zero acum, e treabă de durată, nu? E treabă de durată. În plus, sumele pentru derularea acestui proiect nu sunt exorbitante, nu sunt atât de mari. Adică să trebuiască să stăm, să așteptăm fondurile europene, așa cum sunt alte comuni, care au investiții de 2-3 milioane de euro pentru întreaga comună. La noi se ridică undeva la nici măcar 500 de mii de euro, e vorba de vreo 21 de miliarde de lei vechi, 2 milioane de miliarde de derogați. Da, și din care ne cofinanțează și derogați. Deci în toată perioada asta am lucrat intens și am obținut și cofinanțare de la derogați, ceea ce e un lucru foarte bun. Și zic eu că ne mișcăm cu bănuții noștri dacă nu ar să fie din formă. Dacă din fondul guvernamental, o să miște mai repede treaba și atunci o să avem contractul de finanțare semnat mai rapid. Dacă nu, aveți asigurările noastre că ne apucăm oricum, din luna martie, ne apucăm. Deci zvonul că se va trage doar pe o singură coloană. Nu există. Și pe strada laterală, și pe drumul principal. Nu există. Așa ceva. Vorba de tot sat. Am înțeles. Tot felul de vorbește nu de asta zic. Nu știu. Eu știu și ce o să... Și răutăcioase, da, cu asfaltarea... Da, poate, poate n-am înțeles cu trebuie. Cu asfaltarea așa de cum asfaltarea. Asta e o variantă? Așa era drumul legea pe care nu trebuie asfaltat. Dar acum când iau numai de mine, doar nu să fără Lucescu. Nu avem diferența. De atâția ani să știu cum se urcă acolo și cum se coboară și cât de viitor. Da, este foarte greu, într-adevăr, nu ne-a prins acolo cu... Aia, bucățica aia, zic că, măcar, deci, poligolă, aveți acum, avem acolo, dar acolo, dar aia se poate face, dar bucățica nu face. Asta zic, adică, dacă nu faci acolo, din păcate, să nu faci bucățica aia, ca să strici o investiție din... Domnul Bărău, mulțumim frumos și mulțumim pentru interesul lui. Aș fost frumos, să-i vă promit că nu vă decășesc. Și chiar vă mulțumim pentru interesul arătat și pe ceva. Înainte de a da cuvântul colegilor mei, vreau să vă zic și eu ceva aici la DVC. Am lucrat împreună cu colegul meu Lucian Berușcă și cu Fuiu Marian. Tot am văzut că pe Facebook se tot... Semnături? Ce? Nu. Nu, noi nu luptăm cu semnături, noi venim cu lucruri concrete. Tot am văzut că toată lumea e nemulțumită din cauza câinilor fără stăpâni și vreau să vă zic că în cele din urmă a fost un proiect care mi-a stat pe cap încă de pe vremea de când eram viceprimar și am găsit o soluție. Am găsit, am sunat cu colegii mei, am sunat la DSB-urile din țară, am căutat mai multe, am mai întrebat și la alte autorități, însă am găsit o societate care este acreditată de 2 luni, o asociație care e acreditată de 2 luni, care poate să vină să prindă câinii de pe teritoriul Comunei Măgură și duce în adăpostul lor, din județul Vaslui. Acolo au adăpost câini. Așa au, le fac, le fac și vorbesc acum, e un lucru serios. Da, da. Au adăpost de câini acolo, îi sterilizează. Și trimite la adoptat în țări din Uniunea Europeană. Sunt costurile, aici e o problemă, costurile sunt pic mai mare, în jur de 700 de lei de câine. Preluat, tranquilizat. Și dus în adăpost. Asociația se numește Asociația Sprijină Câinii. 700 are aprobare privind programul de gestionare a câinilor pentru stăpâni și are și aviz de SBSA și se poate face contract cu primăria Măgura. Oricând dorim. 700 sau 700? 7 milioane. Și noi ne costă să se aviză. 7 milioane de câini. Păi, asta am găsit, însă asta este una dintre soluții. Ce înseamnă dacă vorbim de legislație bună, ți-ai făcut treaba. N-am și măcar ne facem treaba, domnul primar, ăla poate contractul de la celor. Aici rămâne de la latitudine, domnul viceprimar, prin poate și în sub. Vă las toate contactele de aici, noi ne-am făcut treabă de vedeți dumneavoastră. Am înțeles, stimate coleg, că în faza de forță cu oamenii. Da.
Avem mai avem ceva de... Domnul viceprimar, domnul Ciorcilă, domnul Talal, domnul... Stați. Stați două secunde. Beru și ultimul, Bogdan. L-am rugat pe domnul primar să ne spună în ce stare este cu achiziția mașinii la secretul. Nu se poate așa ceva. Nu mai putem circula. Vreau să-mi duc ideea până la capăt. Am venit aici cu fel și fel de completări, că vrem 4x4, că vrem 4x1, că o vrem, cum o vrem. Domnul primar. Luați-o într-un fel, dar luați-o, nu, hai să facem ceva, nu se mai poate. Eu am ținut care de discuții pe care le-am făcut aici, dar am avut surpriza să scoate la licitație, nu vine nimeni. Nu vine nimeni, pentru că așa cum arată solicitările și cerințele noastre, nu o să-mi scrie nimeni, adică eu spun un lucru pe scoate, să meargă într-un fel, să așa? Nu! Înțeleg că sunt foarte multe lucruri de rezolvare cu registrul autoromân. Nu se încadrează la greutate, nu se încadrează. Vrem cu 3 toni jumate, vrem și cu dublu de spate și cu tracțiune. Dar ce este să înseamnă la părere? O mașină cum o luăm, cu simplu, cu tracțiune pe față, e și mai ieftină, probabil, să încheiem o dată achiziția asta. Chiar e... Eu, din câte știu, înainte de a face o achiziție de un autoturism, da. Unele de autoturisme... Adică dar vreau autoturism, dragă, e o autoritate. Tu la Mercedes iei ofertă, uite ce au ei. Da, da, exact, dragă. Dar noi am și scos-o la licitație cu solicitările noastre. Și nu vine nimeni, pentru că așa cum arată el, este foarte greu să-l creezi. Adică Mercedes-ul, să spune, vinde autoșasiul, o altă firmă îl carosează, îi pune kitul de basculare, da? Ei, de aici trebuie să mergi cu kitul de basculare, trebuie să mergi la rad. Depășești standardele, nu te mai încadrezi, nu am creut date, la domnul primar, ai deci nu s-a dat sistemul de basculare. Nu neapărat sistemul de basculare, la unde aduc în spate. Dar eu sunt omul de nu la dotărul ăla. Cum o găsi eu cu simplu, cu asta, dar am las-o la un moment dat. Îți stau la nu, drag, nici nu am cu asta. Și eu am discutat ceva, ca să vă spuneți de aici. Am luat bunul de ajutor Dumnezeu și am ajuns în poziția la bunul. Nu mă satisface bun dacă nu am o mașină basculată. Nu, de cât să vezi că ai ajutat. Te-a pus să faci șansă. Eu nu vreau să mai fac cheltuieli, iar contracte cu unul, cu altul, să iau să leagă din nisip de aia de la bani. Nu, deci îți trebuie. Nu-i ceva, nu-i mof, nu-i ceva prea mult pentru... Și cu frâne. Pentru o primărie, dacă are un particular. Eu, ca primărie, nu pot să am, nu pot să-mi fac treaba. Adică vreau să o țin în curată. Cum vreau să-mi fac treaba? Am văzut că am chemuit cu lângă, nu am cu bani în mână și ne vedeam deja, că nu-i mă vădău. Tot la fel de bine, vreau să vă amintesc, și amintesc și colegilor, să fim atenți, pentru că la serviciul ăsta de gospodărie comunală o să-mi dotăm, cum am început, cotul de carburant. Da. Va trebui să dăm, să acordăm cotul de carburant la bunul. Dar să știți de asta că... Ați început la mai puțin, nu ți-a să mai făcut economii. Dom'le, cel puțin și lumea, adică nu se mai poate, de nu mai poți să mai tragi, nu poți să-ți faci treaba. Vine primăvara, avem bun, dar vreau să avem de curățat atâția pon, de sublinii electrice, pe corbe, dar ce nu avem de făcut? Nu poți să-ți faci treaba. Ești neputincios. O notă de fundamentare și se vine Consiliul Local și carburantul. Nu, asta va trebui să rezolvă și carburantul. Poți să mă gândesc cât e consumul. Adică avem consumul de carburant din mașina primăriei, pe autoutilitar, din drujbi, tot și să vine consumul care a aprobat din 2010. Hai, să luăm autoutilitar, aș mai aici în remontări. Domnul Ciorcelă? Mulțumesc, domnul președinte. Eu vă spun apropo de ce ați adus dumneavoastră în discuție și felicitări colegilor mei care s-au implicat pe baza proiectului despre care ați vorbit dumneavoastră. Eu cred că la nivel de comuna Mărura și vă dau și scris acum, a mers în număr eu cât pot, nu sunt mai mult de 100 de câini. În comuna Mărura, o cheltuială de 70.000 de lei este mică, pe lângă pericolul pe care ne paște. Dar, de exemplu, dacă un copil e mușcat sau se întâmplă altceva, e mai grav și cred că sunt cheltuieli mai mari. Sau, Doamne ferici, să ajunge și la alte atrocități, unul la mână. Deci eu zic că într-un an de zile ne permite la nivelul comuna Mărura scăpăm de 100 de câini. În special, cum a spus, cățelele prima dată strânse și dus. După care și problema e cu transformația asta, că nu vom scăpa definitiv de ei. Da, dar s-a zis așa cum ai... Duc la vasul lui, domn primar, duc la vasul lui. Domnul primar, un pic.
Eu cu și a doua propunere pe baza discuțiilor aduse în pe lângă faptul ăsta că putem implementa proiectul, putem, de exemplu, polițistul comunitar sau noi, dacă avem informații, când vedem cineva ca să zice câini sau amendă. Cât e o amendă pentru că a dus un câine sau eu știu ce o fac? 1400 de lei. Și cu amenda care am luat-o 1400 de lei, scăpăm de doi câini. Adică, sau un cetățean care nu-și leagă câine, amendă 200 de lei, pentru că ăla s-ar putea, nu știu, să stea pe stradă, să muște, adică mie îmi spune corect fiecare să fie responsabil pentru animalul din curte. Și atunci strângem bala cu ce și să vrem și câinii. De când ai zis ce primar am încercat să dau o amendă de asta și n-ai reușit? Nu, eu v-am spus, trebuie mai am două chestii dispus ca să pot să-mi termin toate ideile și după care îmi lăs colegii mei să intervină. O mare rugăminte. Am mai adus în discuții despre traseul de la Crihan. Traseul cu microbuzele și rog pe domnul primar încă o dată să amintească domnului operator Cam Cojan acele două trasee care le-a scos de pe Crihan, adică la 12 jumătate și la 2 jumătate, sâmbătă și duminica, pentru că sunt oameni care vin din oraș, merg la piață să-și facă cumpărături, n-au mașină. Deci, în timpul săptămânii, cel de la 10 jumătate nu este răzbat. Și eu aia de la 10, uite, asta nici nu știam. 10 jumătate, timpul săptămânii nu este. Trebuie să pună, domnule, dacă sunt scrise în contract traseile respective, să le respect. Eu înțeleg că poate nu sunt atât de eficient, pentru el financiar, dar e obligație contractual, unul la mână și doi la mână, scuză-mă, dimineața și seara când merge autobuzul, e dodor, adică are 100 de locuri, 150 de oameni în autobuz. Adică acolo e surplus, se poate compensa. Așa, și mai am o rugăminte, vă mai aduc aminte cu rigolele, nu rigolele, zonele care sunt traversate prin vale, asfaltul pe vale, acele dale care s-au sfărâmat. Da. Pentru că trece perioada de garanție și pe urmă trebuia să le facem noi din bani publici. De păcate că vă strădea să le facem noi din bani, da. E mai dus... De ce domnul primar, dar cum să fie încălzată? Acum le-a făcut noi. Ai insolvență? Da. Avem garanția, domnule. Dacă e insolvență, mai recuperează în veci. Avem garanția. Avem garanția în execuții sau propriu. Dar este inconsent. Are garanție, domnule? Are garanție. Aveți garanția. L-am chemat în garanție, dar n-ai ce-mi chemat. Nu, dar mai e garanție. Erau cu urmă asigurare. Dacă e poliția de asigurare, putem să executăm cursul nostru. Dar nu mai e cine executa omul. E poliția de asigurare, dar se poate asigura poliția de asigurare. Poate fi vreo firmă de la asta de afară, dar nu am chemat și constructorul. O venit, da, facem la luată, avem un proces verbal, nu te mai dăm în disini, nu a trecut și cu oameni de disini. Și nu a mai venit cu... Ăștia mai vreau să scrie. Domnul Talal, aveți cuvânt. Aștept să facă liniște. Vrei să spuneți ceva? Spuneți-mi octava, da. Vă vreau cuvântul. Mulțumesc. Ce ai venit? Nu, că am auzit cu vreau să domnul și trebuie să sunt... Da, hai să vreau. Da, domnule, da, așteptați. Că nu vedeți că sunt așa, pe banda rulantă, acum am spus un cuvânt, cum sunt băiat. Da, domnul președinte, vreau să vă... Felicit pentru proiectul ăsta care ați găsit. De mai dar vreau să vă aduc aminte. Poftiți. Vreau să vă felicit pentru proiectul ăsta care ați găsit pe primul ăla. Dar vreau să vă aduc aminte că anul trecut, când s-a discutat problema câinilor comunitari, eu am venit aici, am zis că există o firmă din Bucuș care tranquiliza, nu știu, făcea, nu ducea acolo și aveau ei un țac și costa 400 de lei. Anul trecut, dar aveți în ședință. Și eu v-am indicat și... important să se facă și să scăpăm de această problemă, pentru că dacă un copil este mușcat, nu face toți bani din lucru. Vreau să... Vreau să
să zic domnul primar, dacă tot s-a discutat despre Crum, cred că suntem obligați să facem o sesizare către organele, dacă dânsul este în fapt. Și pentru că el a de judecat. Nu merge, hai doamne, nu merge, hai doamne, că ți-am făcut vin. Nu, cred că el a de judecat și la rezervă. Poftiți? De punct de vedere juridic, pe ce este de declarat? Pe administratul, doamne, administratul firmei, persoana fizică. Cum să nu? Răspunde! Ar trebui să intervenim noi, să locuim, dar trebuie să despreiam asta. Da. Să-i facem nota de plată și tu e trimis. Nu, e să facem ceva sensul ăsta. Nu, e răspunde. Dar vă rog să vorbesc. Vă scuzați. Mulțumesc. Chiar vă scuzați. Mulțumesc. Vă rog, ședinți la o ședință anterioară, uite și cetățenii și a spus că pe 7 ianuarie ne apucăm de rețeaua electrică, vreau să să-mi spuneți ce s-a întâmplat cu ea și dacă s-a pus și dacă s-a rezolvat. A doua problemă, vreau să îmi spuneți doar cum să ne informați cu suprapunerile din drumul bisericii, ce să mai au lumii. Sunt ședința trecută. Să trebuie? Bun. Haideți să sunăm cu suprapunerile de drumul bisericii, de toate suprapunerile de drumul din comună, aproape toate, mai sunt drumuri pe care nu au fost de primă necesitate, să spun acum, nu au fost urgenta maximă, unde mai avem de lucru, dar pe drumul bisericii, dacă la asta vă referiți, zona cu Ștric, toată zona asta, nu mai avem niciun fel de suprapunere, avem intamulări pe drumul din zona respectivă. Nu mai avem suprapunere, au durat foarte mult, ne-au dat bătăi mari de cap, s-au făcut notificări, au venit cetățeni pe aici, dar nu știu despre ce-i vorba, până nu s-au lăburit cu benefic și au fost de acord, au dat declarații, tot ce era necesar ca să putem să îndreptăm situația. Deci nu mai avem probleme acolo. Vis-a-vis de rețeaua din Metalbac, e dată deja în funcțiune, sunt montate lămpi, 70 de corpuri de iluminat. Cred că mâine o să facem și procesul verbal de recepție, funcționează. Și cât a costat? Era 400 de lei. Cred că 32.000 fără TVA. 42.000. 32.000 fără TVA. Cum ați dat o aprobare? Era un bilet de 900 de lei. Erau 5.000 înainte. Era o altă variantă, să spunem noi, să le punem la dispoziția operatorului cu care lucrăm prin mentenanță. Eu de atunci mi-am exprimat părerea că cel mai bine este să luăm o firmă care își asume inclusiv garanția pe următoare 5 ani, că lucrarea este în regulă, că va schimba tot ce este schimbat în toată această perioadă. Care nu poate să fie la procesul ăsta. Deci, vreau să-l dăm garanții? Nu, colegi, garanții, cu pilăm, cu pilucare, cu tot. Și ce n-am știut, garantează 5 ani zile. Așa ai contract? Așa ai contract. Felicitări. Eu așa știu că e contractul făcut. Eu am 70 de copii. Aseamnă, s-o apins, funcționează, vin perfect. Adică puteți să mergeți să credeți că acum o seara ați văzut. Mai aveți de funcție. Puteți să mergem mai departe, mai sunt 4 persoane. Bun. Stai așa, cum mai avea ceva. Vreau să mă informez vis-a-vis de anumite lucruri care s-au mai întâmplat între timp. O sală de sport. Avem, să mă informez mai punctual așa, suntem la poziția 47 ca rând de ordine de punerea proiectului, din 87 de proiecte. Au fost evaluate 20 de proiecte, care sunt 28 până la noi. 27 până la noi. Din informațiile pe care le avem și m-am interesat și direct la Piatra Neamț, la regional aici, vor aloca fonduri pentru toate proiectele care vor trece evaluarea. Deci vom avea sală de sport aici, e un lucru super de bun, am așteptat de sport și cred eu că aia să întâlnească visul multor oameni care și-au dorit să aibă aici o sală de sport în care copiii să-și desfășoare activitatea. Mai avem o solicitare din partea noastră, făcută anterior a Comunii Văgura, au solicitat către Direcția Agricolă dacă este posibil să ne dea casa agronomului
într-o oarecare formă la administrare sau chiar să o predea unității administrative teritoriale Măgura, având în vedere că dumnealor nu se mai ocupă, nu mai investesc în astfel de obiective. Și am primit solicitare de la domnul Deport, dacă suntem interesați, dar asta presupune să dăm acordul cu fundații, acordul de principiu, să luăm casa agronomului la Comuna Măgura, casa agronomului. Tot. E super divin, să și degradează de spațiu, avem nevoie, slavă Domnului, era bine dacă era de anul trecut. Mergea de un cămin cultural acolo, de anul nu se mai putea, dar e bine și așa, o să-i găsim utilitate. Poate să-i primării. E bine și cu primării, vedem, o să-i găsim utilitate cu siguranță. Doar că ați venit la dumneavoastră prin vot să dați un acord. Dar ce condiții? Dacă nu sunt la acord. Pe discuția pe care am făcut-o nu mai ați închis, domnule. Da, nu neapărat de acord de principiu. Să răspund acum la întrebări. Da, nu neapărat de acord de principiu. Dacă sunteți de acord, adică... Vă rog, domnul primar vrea să vă adreseze rugămintea, să vă exprimați o opinie cu privire la a face adresă de intenție la direcția adresă. Dar ce condiții se ia? Deci, practic, o dă gratuit sau... Da. Nu are inclusoare niciun. Deci, haideți să răspund că eu nu știu foarte bine descripția și vă spun așa. Ca să... O să faci dacă îmi dați voie, vă spun. Casa Agronomului este împărțită în două părți, din câte știu eu. O parte aparține de... Casa Agronomului și o parte aparține de o fundație care este patronată de Țeliac și de... Dar în ăsta știi mult mai bine care este mai bine treaba asta. Nu știu dacă pot trebui să faci solicitare și la un alt. Nu. Noi nu avem treabă cu... Vorbim doar de... Vorbim de ținut din direcția agricolă. Nu avem treabă, este separat. Deci, Conacul... Conacul o separat. Domnul Tanac, spune dacă noi putem să facem o adresă și de ce, să luăm și bașa. Da, adică... Dacă tot faceți. Da, nu. Dar nu, 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 direcția agricolă care are aceste imobili, în care îl poate, dacă bineînțeles și noi suntem de acord. Am supus să iei mai haideți să spunem și la Păcinețe pentru a prelua Casa Agronomului în... Să facem demersul necesar. Da, să facem demersul necesar. Cine a schimb metru? Și o să-i răspund. Pentru că... E o contă de fost avec importerul din stare de informare, oricum la adresă, vă aștept așa și procesul verbal de ședință. Domnul... Procesul verbal de ședință, în care voi arăta că interesul este maxim al Consiliului Local. Mă vrea să preluăm acest obiect. Domnul, vreau să vă aștept. Da, suntem în luna ianuarie și avem o problemă destul de mare. Apa. Avem întrerupere de apă, suntem în luna ianuarie, mă gândesc cum vrea să apară ce o să fie. Ce se întâmplă cu crabul? Ce se întâmplă cu apa? Cu crabul... Nici nu știu ce să vă mai spun așa, ca idee. Din ultima discuție am luat cu doamna Constraș de la crab. Nu-i rudă cu mine. Este rudă cu mine, cred că nu faci. Suntem în... Ei spun că sunt grafic. Au terminat cu avizele. Mergă în forță spre o coordinație de construire. Care sunt problemele de confundizarea asta? De ce se întâmplă? De ce... Au fost situații când a căzut una dintre cele trei faze, săptămâna trecută, dar în mod repetat. Numărul 1. E și o secetă, chiar dacă nu-i vară și nu-i vară, e și o secetă. Iar necazurile sunt pe final de săptămână. Avem aici pe domnul... A plecat domnul? Nu, s-a plecat. Eu am zis să conversez mai mult, pentru că noi n-am apă. Da. Acolo noi sus avem noi o rezervă foarte mică de apă și pe final de săptămână consumurile sunt mai mari, cu omul e acasă, atunci se spală, atunci își face mâncare, atunci își ia o rezervă de apă și nu mai face față... Da, dar ai venit să ajutăm și în fața partea cu ce gândesc să facem, să ne eliminăm discursul. În acest sens, noi am căutat în perioada asta și am repus în funcțiune puțul care îl aveam în conservare, puțul iefunul, puțul vechi. Ca să putem să facem treaba până la capăt, ne trebuie o înmagazinare și o stație de ridicare a presiunii,
ca să putem duce de jos de aici, în dealul mare, la o diferență de nivel de 150 de metri. Am măsurat asta. Acum, cu domnul primar, am contactat noi, proiectant, am contactat aia. Suntem conștienți că vine perioada de vară, consumul este altul și nu avem cum să ne facem, nu avem cum să asigurăm necesarul de apă pentru toată comuna. Deși, în viziunea noastră, chiar dacă punem în funcțiune puțul vechi, o să trebuiască, ca pe viitor, să mai furăm în un pământ. Ăsta este adevărul adevărat. De ce vă spun asta? Pentru că Ava Siret, având în vedere situația creată la dren, adică ce s-a întâmplat? Cândva drenul era poziționat în așa fel încât nu vine apa peste el. Acum la dren, datorită balastărilor făcute din vârful dealului de-a lungul anului, a mutat apa, balastru în fața drenului, a ajuns la 1,70 m, 1,80 m și nu mai este asigurat perimetrul de protecție sanitară. Și vine DSP-ul și spune, fraților, având în vedere că nu mai aveți perimetrul de protecție sanitară care reprezintă 10 metri pe rază, așa, iar noi suntem chiar în buza drumului, ne obligă să închidem drenul, care era o sursă de apă destul de bogată, dar nu și bun, având în vedere expunerea de acum. Și în sensul ăsta noi trebuie ca să găsim o soluție în faza asta, cu repunerea în funcțiune. Și în sensul ăsta am deformatat, am denisipat, am montat acolo tot angrenajul ăsta. Acum ne trebuie un rezervor în care să înmagazinăm apa de acolo. Vă spun, avem un debit de 5,5 metri cubi pe oră. Acum e la vreo 60 de metri. Ne-am dus până la 60 de metri cu puțul, cu apa și tragem de la vreo 50 ceva de metri. Asigurăm. Vă răspund. Dacă întrebați-vă. Era mai 130 de metri puțul, primul puț, al doilea care s-a făcut iar la fel. Domnul fost primar, domnule primar, aveți dreptate. Într-adevăr, în acte am găsit puțurile astea la adâncimea aia, dar când am făcut acum săpătură și am pus mâna pe soară și pe altceva cu greutăți și am dimensionat să mă gândesc, până acolo m-am dus. Am încercat și am făcut denisipare și cu decolmatare și acolo m-am blocat. Domnul primar, eu vă spun ce am găsit, că nu v-am venit aici ca să vă dezinformez, asta nu înseamnă că faceți dumneavoastră global. Dar nu, asta, eu știu că la 130 așa a fost contractul și așa l-a făcut. Eu știu din ce am găsit. Vorbim de puțul vechi. Puțul vechi și puțul celălalt. Puțul nou este la 125. Și acolo avem o problemă. La puțul nou, dacă vreți. La puțul nou este la 125 de metri și acolo avem o problemă cu senzorul de pe pompă de reținere. Sistemul știți că îl stăpânesc foarte bine. Acum aș vă spun tot ce vreți. Și eu stăpânesc, dar de micotul să mai eu eram domnul Taras. Pe răzășie, când se termină cu șanțele de personal, de regiune? Eu încerc acum dăptămul la asta. Mulțumesc. Domnul, dăstăvesc cu acest lucru? Dar să rămân tot la domeniul APU, mă gândesc din ce în ce mai trebuie să colaborare cu CRAP-ul și cumpărăm efectiv apă de la ei de la trebuie făcut ceva. Să cumpărăm apă de la ei, să găsim o soluție de la oraș, să ne dea, adică noi avem sursa noastră, da? Să suplimentăm practic. Ferească Dumnezeu de avarii, cum au fost cu acum, nu o să avem o problemă atât de gravă, dar să suplimentăm cu ce vă vrei. Prețul pe consumator mare, să zic așa cum suntem noi, nu este același care este la, care se practică în oraș la consum practic. Este mult mai mic și zic eu că e suportabil. Și o să încercăm în discuția cu ei. Și ce ne facturează? Cum ce ne facturează? Ce ne facturează apă, dacă cumpără să facă apă? Vreau să o fac cu zi, cu banii de zi de noi. De la ce ne cumpărăm? Da. Poftiți? Cred că o să factureze cine? Da, cine cum e recuperat mai mult? Facturează domnul Dolde. O să facturăm noi. O să pregăm serviciul la primărie. De foarte multe ori ați întrebat de ce n-am luat serviciul, de ce n-a funcționat. Pentru că am fost în litigiu. Nu, n-am întrebat așa. A fost în litigiu, ascultați. A fost în litigiu cu dumneavoastră, perioada în care am rămas în faza în care mi-a găsit timpul la vreme. S-a terminat procesul, dumneavoastră a petrut, nu a
câștig din cauză. Și pentru care urmează să facem pașul următor, să prelungim efectiv la primărie și să punem noi tarife, să încasăm, să facem contracte cu oamenii și să încasăm noi la primărie, pentru că nici autofinanțăm din ceea ce încasăm pe apă și cală. Și atunci vom plăti apa la condițiile în care să cumpărăm noi apa de la crab, are dreptate. Să cumpărăm noi apa de la crab, să nu mai facturăm mai departe. Cum adică să mă fac? Da, în momentul în care avem un serviciu la primărie, da. Eu zic să rămână, dacă tot vrei să luați apă de la fond, deci ați spus că vrei să o luați. Și eu am fost împotriva, nu? Pentru că eu știu că, și am știut, că o să doreze această preluare și știam și că la un moment dat o să fie un vid, pentru că aia un vin, așa, și nimeni nu răspunde. Vreau să rămână acest serviciu, dacă vrei să-l luați aici, și apă de la crab, adică să luăm apă de la crab doar când avem nevoie. Să facem contract și facturăm, adică nu dai toată apă. Vreau să înțelegeți că nu cumpărăm apă de la crab atât de când avem nevoie. În situație de criză. Știți că a fost un lucru la crab? Domn Dăscălescu, aveți cuvântul? După aia, domn Berușteș, domn Tristan și închide. Mulțumesc. Aș întoarce un pic la primul rând de achiziții de felicitări, mătorite și toți cei care s-au implicat. Obiectiv, dacă se poate spune, referitor la cine va fi angajat pe utilajul Mântul Mare. O persoană. Câteva condiții, criterii, dacă vreți să le numiți așa. Experiență, posesor de categoria C, atestat, și minimii condiții de cunoștințe de mecanică. Cred că sunt patru condiții care trebuie să îndeplinească. Dar problema cea mai importantă este că nu trebuia ca să dăm apa.
De ce oare au venit cei de la CRAB ca să ia apa, dacă ei nu se angajează ca să o și exploateze și să facă un serviciu? Pentru că așa ar fi fost corect. Noi am s-o aprobat, eu și eu am aprobat. Dar cei care au aprobat, trebuia ca serviciul de apă, trebuia preluat de ei, nu ca să ajungem la concluzia că noi vom face serviciul de apă la primărie. Ca să faci serviciul de apă la primărie, trebuie angajați, trebuie oameni de specialitate, pentru că indiferent o să fie avarii, o să fie tot felul de probleme, nu e așa. Și eu consider că era mult mai bine dacă lăsam la operatorul care am avut, și el se ocupa, cunoștea situația, cunoștea zona și el s-ar preocupa mult mai bine și nu i-ar fi ajuns la un preț de cost mult mai mare față de prețul pe care îl singurul criteriu și singurul considerent pentru care am luat această decizie împreună investiții. Nu am o problemă cu domnul Gol sau cu altcineva. Investiții. În 2016 era 5 miliarde prins, deci 101 miliard pentru proiectare, 400 pentru executare, să facă sus în dealul mare, trebuia să se facă o captare de 400 de metri cubi. Deci dacă aia se făcea, se realiza, banii au rămas, au fost prinși în buget în 2016, deci după ce s-a terminat. Bun, eu am spus ce era. Aia, fără aia nu se putea face, nu? Dar ca să dăm la apa acum, eu zic că mai bine să aducem operator și care să o ocupe și oricum tot noi am investit bani. Nu m-am uit. Tot noi am investit bani pentru întreținerea. De când s-o lua de CRAB, tot primăria o alocat bani din consiliul, din banii noștri, în Consiliul Local. Nu s-au folosit de alți bani. Da. Bun. Referitor la primul bani. Pentru că aici am fost și rândul trecut, tocmai aici. Doamne, este un contract de 5 ani, mai este încă un an și ceva, un an și jumătate. Consider că cel care a executat lucrarea, din punct de vedere tehnic, nu a executat-o cum trebuia, sunt forți unde au făcut jumătate de podez la porțile mici, față de podul întreg care era prins, nu contează. Doamne, eu o spun ca să nu fac sesizare, noi suntem colegii. Din ceea ce ne interesează, deranjează pe toți. Trecerile astea aici, lasă-l în cod de podul jumătate de podul unul până la urmă. Trecerile? Păi cum da? Domnul ăsta la mine. Eu am adus, eu am făcut proiect, eu am adus banii și pe mine m-am lăsat cu jumătate de podul. Eu n-am văzut pe tine. Mă rog, avem un regulament. Lasă-mă, e regulament. De toate ședința întâia. Lasă-mă, e regulament.